Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Iată, o nouă săptămână ne stă în față, ora 20, așa că astăzi vom pune sub lupă un subiect foarte interesant, dar din nefericire pot să spun de actualitate. Mulți tineri cu care mă întâlnesc îmi spun că refuză să se căsătorească. De ce? Pentru că până la urmă o hârtie nu schimbă relația dintre cei doi îndrăgostiți. Dar mai mult de atât, o hârtie semnată în fața ofițerului de stare civilă și chiar o cununie religioasă ar însemna multe bătăi de cap dacă cei doi nu se înțeleg. Multe cupluri refuză să se căsătorească pentru că le este teamă de eșec, de divorț. Până la urmă, ce este căsătoria? Este doar o obligație socială? Și cred că un pic mai important de atât, ar trebui să înțelegem și să aflăm, dacă nu știm asta deja, cine este autorul poveștii de dragoste dintre cei doi îndrăgostiți. Aș vrea să vedem în detaliu ce reprezintă căsătoria și cât de important este să mergem în fața ofițerului de stare civilă, dar mai ales în fața lui Dumnezeu. Este oare căsătoria tradițională în pericol? Am foarte multe întrebări în această seară și pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, am și o sugestie. În primul rând să distribuiți emisiunea, pentru că îmi doresc să afle cât mai multă lume despre ceea ce vom discuta, dar și dacă aveți întrebări, puteți să ne scrieți în live-ul de pe Facebook pe care îl urmăriți chiar în acest moment. Alături de mine l-am invitat pe domnul Octavian Baban, el este conferențiar universitar doctor și va încerca să ne dea cele mai bune răspunsuri folosindu-se, bineînțeles, de Sfânta Scriptură. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc, Loredana! O primă întrebare. Să mergem așa cumva la începuturi. Când și cum a apărut noțiunea de căsătorie? În Biblie, căsătoria este menționată de-abia în cartea prorocului Maleahi, ca termen. Și Dumnezeu zice, eu urăsc despărțirea în căsătorie, spune prin acest profet. Dar ca fapt, căsătoria este proiectul lui Dumnezeu și apare în Geneza, când Dumnezeu îi unește pe cei doi, pe Adam și pe Eva. Pe ce se bazează căsătoria? Spuneam, e proiectul lui Dumnezeu. Se bazează pe faptul că, interpretând noi mai târziu, Dumnezeu vrea să ne facă să experimentăm prietenia, colegialitatea, uniunea, chiar dacă suntem diferiți, să experimentăm tipul de dragoste și jertfă și responsabilitate care există în Sfânta Treime. O să spun așa pentru că în Biblie zice că ea creat după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și atunci stai și te gândești în ce sens parte bărbătească și parte femeiască, că Dumnezeu nu are gen. Și atunci descoperim că unitatea în diversitate și legătura aceasta sufletească este baza proiectului lui Dumnezeu. Și capacitatea de a naște, de a da viață, o viață superioară. Dumnezeu spune sau îl lasă pe Adam să-și dea singur seama de nevoia de căsătorie și tocmai de asta că Adam, în timp ce punea nume animalelor, își dă seama că e singur și că el nu are pereche sau tovară. Și Dumnezeu zice, a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Dar Adam singur și-a dat seama de asta, Dumnezeu a aprobat și deja a început să-l învețe etica socială, pentru că el îi spune, nu este bine, ce e bine, ce e rău. Deci omul trebuie să fie cu cineva. Apoi Dumnezeu a luat din Adam celule, din coastă zice textul, a clonat, dar nu un alt Adam, ci o Evă, care în esență este un fel de Adam, dar creată altfel, ca cei doi să facă o pereche frumoasă. Și în felul acesta zici, ce a vrut Dumnezeu cu căsătoria? A avut și un scop să se mulțească omenirea. S-ar părea că astăzi am mulțit deja, adică suntem destul de mulți pe planete. Problema a fost că a vrut să se cunoască unul pe celălalt și Adam, care este un fel de profet și care a spus foarte puține lucruri, probabil a zis că dacă și așa a greșit înaintea Dumnezeu, tace din gură și nu mai zice nimic, dar a zis câteva lucruri. El spune când o vede pe Eva, tu ești din trup din trupul meu, carne din carnea mea, sânge din sângele meu și îi dă și numele, tu te vei numi Eva, că ești mama tuturor celor vii. Și
rămâne de văzut dacă imediat cuvintele care urmează sunt ale lui Moise sau ale lui Dumnezeu sau ale lui Adam. Cuvinte foarte citate. De aceea omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor face un singur trup. Un cuvânt pe care Domnul Iisus îl citează de câteva de ori, mai apare și în restul Scripturii. Și stau și mă întreb dacă nu aparțin lui Adam ca profet. Poate ușor reformulat de Moise, pentru că acolo apar prima dată. Deci căsătoria este după planul lui Dumnezeu, e făcută pe temelia Sfintei Treimi ca să învățăm prietenia relațională. Are un scop, multiplicarea, dar e mai mult decât atâta. Că ați adus vorba de acel text, unii ar putea să înțeleagă că în Biblie ne este scris acest text tocmai ca să nu locuim cu părinții după căsătorie. Ar putea fi un îndemn în această direcție? Sau sigur, cum da, ar trebui să-l percepem? Dar nu este un îndemn pentru soții, ci pentru soți. Pentru că de obicei soțiile, femeile au instinctul de a avea casa lor și vor foarte mult, oriunde ar fi pe planeta asta. Lor nu trebuie să le spui să ai casa ta separată de părinți. Chiar vrea să nu meargă în aceeași bucătărie și mama și soacra sau și fiica și mama și așa. Vrea să aibă casa ei. Băieții fac ce fac și stau pe lângă casă și lângă cred mame. Că este un îndemn destul de serios să-și dea seama că ei trebuie să iasă din starea de fiu binecuvântat, ca să zic așa, și plăcut acasă și să devină cap al unei noi unități, care înseamnă o nouă familie, împreună cu soția sa. Este dovedit chiar în practică faptul că atunci când cei doi locuiesc cu socrii unuia sau altuia, există o mică tensiune acolo cu ochiul soacrei care vede și critică din când în când. Așa că poate să fie ochiul soacrei sau poate să fie primejdea de a face relații între ei. În sensul că sentimental, în loc cei doi să se completeze, să se plângă, să se roage, să se sprijinească reciproc, acolo când ești nemulțumit, te sprijinești pe o relație mai veche, și anume îi spui mamei, îi spui tatălui ce s-a întâmplat, ori el, ori ea. Și în loc să se construiască relația între cei doi, se merge pe o relație mai veche. Eu, de exemplu, nu vreau să fac mai de istorie, dar aș da exemplu ăsta. Am stat un an jumătate când ne-am căsătorit acasă la părinții soției, după aceea 2 ani și jumătate acasă la părinții noștri, după aceea erau timpuri comuniste. Am căpătat în sfârșit un apartament de la serviciu. Și când ne-am mutat, am avut impresia că aia e prima zi când ne-am căsătorit, cu toate că eram de 5 ani căsătorit. Deci, încep să investești în propria familie când cei doi sunt ca unitate. Asta nu înseamnă că să nu prețuiască relațiile cu familia extinsă. Ele sunt binevenite și supravaloroase. Căsătoria înseamnă multe tradiții. Și în Biblie nu am văzut nicăieri să fie scris ceva de o rochie albă sau de voal pe capul miresei și lucruri de acest fel. Mă interesează în primul rând asta, că tradițiile, clar, și în funcție de zonă și în funcție de apartenență religioasă, să spun așa, sunt diferite. Dar mă interesează în primul rând pentru că rochia albă de mireasă și voalul de pe capul miresei sunt valabile peste tot. Cum au apărut aceste tradiții și ce semnifică ele mai exact? Nu știu că sunt un specialist în tradiții de căsătorie, dar ceea ce ați spus se referă mai ales la căsătorii de tip creștin. Da. În orice căsătorie, de tip și necreștin sau fel, oamenii încearcă să se îmbrace cât mai frumos, să se gătească. E ceva ce ei doi onorează, el și ea. Există un reprezentant al societății, religios sau neregios, sau al statului, și martori, că de obicei căsătoria e definită de prezența martorului, responsabilitatea asumată social, nu că s-a luat o decizie, hai să ne ascundem după colț, nu, ci este în fața familiilor și a vecinilor. Asta e căsătoria. Iar ce privește simbolul rochii albe, vrea să semnifice puritatea și uneori se poartă și val, care înseamnă că misterul feminin este acoperit și mirele va avea ocazia să cunoască soția lui. Ceea ce va fi adevărat de o viață întreagă, pentru că doi oameni se cunosc, zice un proverb românesc, după ce mănâncă un sac de sare. Deci o să ridice vălul, ca să zic așa, din 60 de ani până se termină sacul de sare. Da, arată puritate și rochia de obicei frumoasă. Toate femeile se simt prințese atunci, sau asta cred că își doresc să fie un fel de prințese. Dacă e căsătorie mai modernă, s-ar putea să fie altfel rochea și așa. Dar în general se comunică puritate, frumusețe, podoabă și
sunt valori cu care cei doi vor să intre în căsătorie. Responsabilitate, probitate, un om de nădejde vrea să fie bărbatul cu cuvânt și el își dă cuvântul acolo, dar și ea își dă cuvântul. Aceasta e ceremonia. Da, mă uitam și pe internet și cu cine am mai vorbit în stânga, în dreapta. Femeile, în principal, când se căsătoresc, caută o stabilitate emoțională, dar și financiară. Și bărbații, pe de altă parte, vor și ei pe cineva să știe că e acolo acasă, că face de mâncare, îi calcă și diverse lucruri. Acestea putea fi niște lucruri de suprafață, evident, superficiale. Ce ne învață Biblia sau ce anume ne spune Biblia că ar trebui să avem important ca motiv atunci când ne căsătorim cu cineva? Ce ar trebui să urmărim sau care ar trebui să fie valorile exact atunci când căutăm un partener pentru o viață întreagă și pentru a consuma acel sac de sare despre care spuneați? Este interesant. Cred că lucrul principal ar fi, spunem în general, să fii foarte serios și să înțelegi voia lui Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu în căsătorie. Pentru că oamenii pot să aibă diverse motive. Să legalizeze o relație pe durată scurtă, după care o dezlegalizează și fac alte relații pe termen scurt. Apare așa zisa căsătorie în serie. Asta nu e o căsătorie după voia lui Dumnezeu, când oamenii de fapt își legalizează o serie mare de aventuri. Asta nu e ok. Deci ar fi interesant ca omul să vadă cine a înființat, ce valoare a pus Dumnezeu la căsătorie. Și cum vedem, dacă ne întoarcem la Biblie, altceva n-am ce să fac, pentru că e adevărat, ați zis că sunt doctor, dar în teologie, deci sunt un teolog, trebuie să mă refer la Biblie. Bineînțeles. În Geneza, deci spune că baza căsătoriei e o asemănare cu Dumnezeu în dragoste, în relații și o acoperire a singurătății, în sensul de găsirea unui tovarăș de viață. Eu cred că înainte ca să o rogi pe soție să gătească ceva, este ca să se descopere în ea un tovarăș de viață. Și la fel și ea, înainte să se uite dacă băiatul are mașină sau nu și ce fel de siguranță financiară o să ofere, deși și asta e un lucru important, ca să reduci din stresul vieții, trebuie să se uite la ce fel de coleg de viață va avea. Și cei doi creează o unitate interesantă care e în stare să crească pe acei copii care vor veni în familie ca urmare a dragostei lor și copiii cresc când au acești doi poli, feminin și masculin. Îmi pare rău să dezamăgesc pe mulți care definesc familia altfel, dar întrucât copiii pot să fie de ambele sexe, ei se dezvoltă bine când au în față exemple masculin și feminin și pot să se echilibreze între cele două tendințe. Și în funcție de ceea ce au și de caracteristică. Și căsătoria, deci, e un mod de a trăi viața într-un mod roditor. Este un mod care te împlinești și un mod în care cunoști pe altcineva. E destul de greu să cunoști pe altcineva. Poți să cunoști oameni la muncă, poți să cunoști oameni în diverse activități ale vieții, la un concert, mai mult, mai puțin, mai aproape, dar Dumnezeu ne invită în căsătorie să ne cunoaștem, să ne acceptăm, să ne ocrotim. Și asta este o experiență pe care El o are în Sfânta Treime și pe care, de fapt, o împărtășește și cu noi. Cred că asta este esența căsătoriei și cam așa ar trebui cineva să se uite, pentru că mulți se căsătoresc din cauza că sunt frumoși, ceea ce e adevărat. Și la sunt frumusețea e cam efemeră. Din păcate e efemeră. Deci aș vrea să țină foarte mult, dar nu ține. Și te întreb, mai există dragoste? Mai are rost căsătoria, să zicem, la 60 de ani, la 70 de ani? Răspunsul ar fi da, pentru că descoperi că te-ai căsătorit cu un om, nu doar cu cineva care e foarte drăguț. Sau... Și atunci vrei să-l iubești și când ajungi într-o situație mai de slăbiciune. Valoarea prieteniei umane este extraordinară. Mama își apără copiii și zicem noi, da, și vulturul sau leoaica sau nu știu ce animal își poate să-și apere puii, dar soțul și soția se apără unul pe celălalt și despre asta este căsătoria. E foarte important. E o experiență frumoasă, solicitantă, nu lipsită de greutăți, deci nu putem să o idealizăm, dar cam asta ar fi esența ei. Vreau să citesc din Geneza, capitolul 3, versetul 16, să-mi explicați puțin cum stă treaba aici. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Cum adică?
Multe femei se revoltă când aud astea. Cum adică? Soțul meu să fie stăpânul meu și eu să fiu supusă? Căsătoria ar trebui să înțelegem și ce înseamnă sau care este rolul cumva a celor doi. Care este rolul soțului, care este rolul soției, dacă ei sunt egali? Pentru că în vremea actuală, în secolul 21, femeia se vrea egală cu bărbatul. Okay. Sunt ei doi egali? Absolut. Biblia ce ne învață? Exact așa. Deci, ce vedem? Ați citat din capitolul 3. Da. Însă, ați citat din 3 cu 16, după ce Adam și Eva au greșit înaintea Domnului. Și, practic, ceea ce s-a citit este parte din blestem, din judecată, din condamnare. Nu am citit versetele astea când Dumnezeu o prezintă pe Eva înaintea lui Adam. Și sunt sigur că eu fi șoptit câteva cuvinte Evei, nu-mi vine să cred că a făcut-o pe Eva și după aceea toți tăceau din gură de Dumnezeu care tocmai au creat, nu i-a zis nimic, vezi că te duc acum, te prezint la cineva, are, spun cele mai stufoase, barbă, nu știu cum, să nu te sperii de el, el e ok, se numește Adam. I-a spus ceva, vezi că te duc să fii colegă cuiva, voi să faci o unitate așa, ascultă ce spune, vezi ce deștept e, că s-a dat nume la toate animalele. Adevărul că el își dă seama cine e ea. Zice, tu ești os din oasele mele, ești ca mine. Adică egala mea, ura am o soție. Deci ceea ce am citit este dintr-un blestem, nu din prezentarea inițială. Da, dar, nu din definiția căsătoriei, ci descrie situația decăzută în care a ajuns femeia și trebuie să vedem cât este condamnarea lui Dumnezeu și cât este, ca să zic așa, enunțare dinainte, să zicem, dacă vreți, profeție, dar se poate reevalua termenul pe care l-am folosit, enunțare dinaintea situației care se va întâmpla în viitor, care va prea în viitor. Îi spune așa, vei naște cu durere, asta o pedeapsă a lăsat-o Dumnezeu, să-și dea seama că viața pe care tocmai a supus-o morții, că le-a zis, nu luați din pom, că veți muri, e un bun foarte mare și ar fi fost bine să-l prețuiască, că dacă nu îl prețuiești, apare durere. După aceea i-a spus, dorințele o să țină după soțul tău, ceea ce este interpretat în mod diferit. Unii zic că ea va vrea să domine soțul. Nu sunt convins de această interpretare, ci efectiv că în multe locuri va avea nevoie de încurajare sau va tânji după încurajarea soțului din îndrăzneala și, cum să spun, dorința de acțiune pe răspundere proprie pe care a arătat-o când s-a înțeles cu șarpele și a acceptat ispita. Și a luat și a dat lui Adam să mănânce. Ea acum ajunge să depinde de el. Era mai interesant dacă ea spunea, măi Adame, tu ai dat numele animale, vezi ce vrea șarpele ăsta? Vorbește, nu știu, tot oameni ai întâlnit. Și Adam zicea, măi, tu ce vrei de la animale să te mănânci? Dar nu s-a făcut asta. Acum zice... Ea a fost de capul ei și faptul că n-a luat o decizie a bună. Da, a fost sensibilă și dacă observați la religie, tot femeile sunt primele și la, pot să spun și mai mult de atât, la vrăj, la lucruri, că am visat, nu știu ce. Exact așa, vorbesc cu șarpele, ele primele. Deci aici spune Dumnezeu, se va întâmpla un dezechilibru din cauza asta, tu vei ajunge de fapt să depinzi, să tânjești după încurajare de la soțul tău sau să-ți dorești, poate se referă și la altceva mai intim. Dar vei ajunge într-o stare de dependență și pe urmă vine a treia și soțul tău va stăpâni peste tine sau cum spune, bărbatul va stăpâni. Ceea ce este un lucru dureros, după mine, asta este o consecință a întregii situații. Posibil să fie parte din blestem dacă ea devine puțin confuză, femeile, la modul generic și au nevoie de conducerea soțului, deși asta practic nu se întâmplă întotdeauna. Dar problema este că în istorie acest blestem s-a adeverit foarte tare, nu că Dumnezeu vrea așa, dar în multe societăți femeile au ajuns subordonate datorită naturii lor constitutive un pic mai delicate. Nu e cazul amazoncelor care citim așa că se luptau și existau și excepții, dar în general bărbații au abuzat de femei pentru că sunt mai delicate, mai puțin pline de forță, mai puțin fizice și au abuzat foarte tare. Și o femeie poate să abuzeze de un bărbat, există și femei tare. Numai că istoric și statistic aceasta e decăderea în care s-a ajuns. Nu ăsta e planul lui Dumnezeu. Asta este o deformare a căsătoriei. De aceea, planul lui Dumnezeu îl vedem în Noul Testament când zice
soțul să fie capul, dar capul, ca și Hristos care și-a iubit biserica, trebuie să iubească soția. Soția este ajutorul, ea trebuie să asculte de soț, dar ea ascultă de soț sprijinindu-l și, mă rog, cu dragoste. Și atunci, alta este imaginea pentru căsătoria perfectă. Nu este imaginea abuzului. Aceasta este o concepție biblică. La asta spune că căutam o referință, 1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Practic, în Biblie sunt în mai multe locuri versete, asta este doar o altă referință pe care am găsit-o, cum că soția ar trebui să fie totuși supusă bărbatului. Chit că este vorba de blestemul de care a zis la început, dar pe parcursul Bibliei, cam ăsta ar trebui să fie rolul pe care trebuie să și-l asume femeia. Să fie condusă de capul familiei și anume de bărbat. Da. Este ceva de actualitate asta sau nu? Asta mă interesează. Absolut, pentru că este constitutiv. Face parte din felul în care am fost creați. Și noi, psihologic și fizic și hormonal, dacă intrăm în uniunea căsătoriei, începem să funcționăm așa. Cel mai bine este dacă soțul se poartă ca un cap responsabil, nu dur și violent, ci el iubește și ocrotește și răspunde pentru ce se întâmplă. Nu zice soția că Adam a greșit, ea a făcut. Nu, la mine e răspunderea. Aici se oprește, nu dau vina pe altcineva. Eu trebuie să muncesc mai mult, eu trebuie să mă împac. Nu tot timpul dau vina pe soție sau pe copii, că de-aia nu merge bine, uite unde am ajuns, eu am fost bun, dar ei m-au stricat, nu m-au ascultat. Din punctul acesta de vedere, soțul e făcut să acționeze, are stabilitate emoțională, are echilibru, el trebuie să acționeze ca un cap al familiei. Soția bună își îndeplinește extraordinar rolul dacă îl încurajează pe el să fie cap. Sunt unele soții care zic, capul nu știe să conducă, eu preiau conducerea. Dar apare femeie un dezechilibru. Femeie gâtul, mai zic femeile. Femeie bine, gâtul și... Poate să fie gâtul asta. Nu e, e o teologie, dar nu biblică. Cum se spune? O femeie care preia frâiele, de fapt, este o imagine destul de dramatică. Pe de o parte zici, domnule, dar trebuia pentru că el nu face nimic. Dar pe de altă parte întrebi, dar nu puteai să-l încurajezi pe el să fie soțul care trebuie? Asta mai era o șansă ca familia să arate bine. Biblia are în Numeri, în cartea Numeri, o discuție foarte interesantă când spune despre responsabilitatea soției față de soț și zice așa, sau față de tată. Zice, când copila este acasă, nu știu ce, dacă tatăl află că ea face o jurământ lui Dumnezeu, poate să spună, nu-s de acord, Dumnezeu zice, fata nu-i legată de jurămintele ei. Dacă se căsătorește și ea face o juruință și soțul se gândește, zice, mă, nu e chiar lucrul la care m-am gândit. Iar zice, Dumnezeu, responsabilitatea este a soțului, Dumnezeu respectă asta și femeia nu este ținută de legământ. Dar zice, dacă este văduvă, și noi înțelegem de aici, și dacă este singură, ea răspunde de orice. Deci, ce am vrut să spun cu asta, mă scuzați de paranteza un pic lungă, este următorul lucru. Femeile sunt egale cu bărbații. Au o altă constituție și un alt profil psihologic. Și unii și alții. În căsătorie, ei sunt făcuți ca să se completeze. Cel mai bun fel în care funcționează căsătoria este dacă, după planul lui Dumnezeu, este dacă soțul este capul și soția este o bună sprijinitoare și o bună colegă. Ei iau decizii împreună, dar răspunderea este a lui. Nu lași pe cine este mai sensibil sau mai delicat greutatea. Tu răspunzi. Ce zic eu este următorul lucru. Funcțional, așa funcționează bine o familie, dar ontologic, din punct de vedere al ființei, al valorii ființei, nu este adevărat că soția este inferioară sau că ea nu poate să fie cap sau așa. Și dacă soțul e cap în familie, nu înseamnă că soția nu poate să fie directoare de școală, să de companie sau împărăteasă sau regină. Deci da. Noi discutăm cum funcționează familia. Pentru familie ăsta este modelul. Pentru o companie, nu știu, mai vedem. Acolo poate să fie bărbat. Nu zice Biblia, femeia să n-aibă companie, ci numai un bărbat să fie director, CEO sau ceva.
Timpul trece foarte, foarte repede și aș vrea să vă întreb și câteva chestiuni un pic mai delicate, să spun așa. Mai am o referință din Geneza, capitolul 24, versetul 67. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. A luat-o și a devenit soția lui. Nu este vorba de nicio tradiție, de nicio... Nu se scrie nimic de ceva ce s-a întâmplat ca să devină soția lui. Și acum o chestiune destul de delicată care este de actualitate. Doi tineri se iubesc foarte mult și au o relație intimă. Întrebarea mea este, în fața lui Dumnezeu, ei sunt căsătoriți? Sau ar trebui să se căsătorească pentru ca actul pe care tocmai l-au făcut să nu fie un păcat? Ok. Întrebarea este într-adevăr grea, mulțumesc pentru ea, dar și răspunsul va fi greu. Să vedem dacă veți putea să mulțumiți pentru răspunsul ăsta. Deci problema este așa. Căsătoria se face înaintea martorilor și înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm că această fată, Rebeca, i-a fost adusă la cerința tatălui său, care a trimis pe slujitorul său cel mai experimentat și în vârstă, care se pricepea și care se încredea în Domnul, că a făcut o rugăciune: Doamne, ajută-mă să găsesc fata potrivită. Și s-a dus la familia extinsă a lui Avram, unde a găsit o persoană potrivită, credincioasă și ea în Dumnezeu. Și așa, deci căsătoria se îndeplinește în fața martorilor și în fața lui Dumnezeu. Ea a plecat de acasă cu slujitorul lui Avram, ca să vină la Isaac știind la ce merge și practic jumătate din liturghie sau din ceremonie a avut loc pentru că s-a despărțit de părinți și știa unde să duc. Să mă duc să mă căsătoresc. Nu a dispărut. Unde e fata noastră? Unde? Aoleu, a fugit sau aoleu, s-a culcat, trebuie să căsătorim imediat. După ce a ajuns acasă, probabil a văzut-o și Avram, pentru că era în viață și Avram era și preot, avea și o slujire preoțească. Deci în fața tatălui, care era un om deosebit, patriarh și înființător de națiune, a avut loc o ceremonie. Sigur a adus-o în cortul său, dar după ce s-a întâlnit și cu părinții, că era culmea să vină și să zică, ia-o, lasă că îi spun eu lui Avram mai târziu, măi, asta e nevastă, dar vezi ce faci. Deci, au fost martori, a fost preot, mă refer la Avram, sau ceva asimilabil preotului, și a fost căsătorie. După aceea au fost relații intime. Ceea ce mi-ați spus este așa. Dacă au relații intime, trebuie să căsătorească? Și eu spun, e o întrebare dificilă, pentru că lucrul ar fi fost exact invers. Ar fi trebuit să se ia, eventual, să se ducă în cort, înaintea martorilor, și pe aceea puteau să aibă relație fizică. Asta e ordinea naturală, potrivită. Și chiar arată respect, în sensul că mă căsătoresc cu tine, dar am îndrăzneala să-mi asum această dragoste și act social în fața tuturor. Chiar dacă tuturor, nu sunt mulți, chiar dacă sunt numai familia mea, tata, mama, dar în fața cuiva am jurat, mă știu și ăștia, o să-mi bat obrazul dacă zic că, băi, ai plecat, unde ai fugit, ai găsit altă nevastă. Ok? Sau ei, unde ai fugit, ai găsit alt soț. Așa că ordinea este căsătorie și după aceea actul intim al sexului. Ce se întâmplă dacă doi au experiența intimă a vieții sexuale? Unu, nu este calea pe care o recomandă Dumnezeu. Doi, e ceva natural. Au arătat că se atrag natural și, evident, fiind oameni sănătoși, au avut sex. Ce să faci? Au stat prea aproape. Ok. Dar totuși asta nu o face. E natural, dar nu e după voia Dumnezeu. Dumnezeu face ca naturalul să fie într-un anumit cadru. Și de obicei cadrul e etic. Și sufletesc, înnobilează. Bun. Trebuie să se căsătorească cei doi? Asta e o întrebare grea. Dacă se iubesc, ar trebui să se pocăiască că au schimbat rolurile, ordinea. Mai întâi au relații intime și pe aceea s-au căsătorit. Să pocăiască, să mărturisească, să ceară cuiva, preotului, pastorului, lui Dumnezeu iertare și să roage pentru cineva, adică să aibă un martor, să spună, am greșit. Să pot căsători. Sigur că se pune un semn de întrebare dacă mai poți să mai vii în haină albă, cum spuneați, pentru că, practic, nu mai chiar așa de albă. Poate mai galbenă situația. Dar Luther, reformatorul, și numai anul trecut am primit 500 de ani de reformă, nu recomanda că dacă doi s-au culcat împreună și a fost un accident, să se căsătorească, dacă nu se iubesc. Pentru că spunea, în acest caz,
ar trebui să te pocăiești că ai greșit. Dar dacă nu iubești și v-ați lăsat amândoi prinși de un fel de pasiune sau o prostie și nu aveți niciun plan și nu țineți de fapt unul altul, păi nu faceți decât să faceți a doua prostie majoră, că vă legați pe viață fără să țineți cu adevărat unul altul. Deci aici am zis că s-ar putea răspunsul să fie nu neapărat... Deci dacă cineva... Asta e și primejdea, dacă nu te căsătorești mai întâi din iubire și pe urmă să ai actul sexual, când o faci invers, te poți trezi în această dilemă etică, am avut o legătură sexuală, trebuie ca să mă și căsătoresc. Da și nu. Nu știu dacă trebuie. Problema este, vă iubiți, pocăiți-vă și căsătoriți-vă. Și rugați pe Domnul să ierte această nestăpânire, că a fost o nestăpânire. Și aveți grijă să nu mai faceți așa. Într-o zi au venit la mine un astfel de cuplu, ca pastor, și mi-a zis, ce facem? Și a zis, măi, știu, dar uite, cereți-vă iertare, recunoașteți că este greșit, băgăm un moratoriu, 2 luni, nicio relație, să știți și voi stăpânirea pe care n-ați arătat-o înainte. Și după aceea, da, mai discutăm de o căsătorie înaintea Dumnezeu, mai întâi să vadă pocăință. Însă, dacă cei doi nu se iubesc și nu țin la ei, atunci asta este, cum să spun, căsătorie prin sex la întâmplare sau datorită sexului la întâmplare, este o decizie extrem de proastă. Stai cu un om... Costă restul vieții, fericirea, practic. Practic, îți pui preșul sau îți pregătești calea pentru următorul adulter, că zici, păi n-am fost fericit cu ea, dar a trebuit să o iau. De aceea, au fost și căsătorii de acest fel și nu a fost bine nici pentru copii. Nici odată un filozof francez, nu un filozof, un artist francez, în timpul Revoluției franceze, când era libertatea la maxim, a zis, mă căsătoresc cu prima care apare în cale. Și s-a căsătorit. Și prima femeie era o femeie de fără mult caracter, prima pe care a văzut-o, nu știu, era o nomadă, ca să nu zic altceva, și s-a căsătorit, n-a fost de caracter. Ea s-a bucurat că ăsta era bogat, era artist francez, nu știu ce, iar și nu i-a mai dat drumul că l-a prins în cleștele legii. Asta a fost. Și a stricat toată viața. Deci Dumnezeu nu recomandă căsătorii bazate pe greșeli, ci sfințenie și căsătorii bazate pe iubire, pe responsabilitate, după cuvântul lui. Încă o întrebare, tot cumva din această sferă. O fată care este însărcinată sau care deja are un copil, se mai poate căsători în biserică? Este primită? Sau cei doi trebuie să căsătorească doar la stare civilă și este suficient? Că și asta ar mai fi o altă chestiune. Este o altă întrebare grea. Da. Și iarăși nu știu cum va fi răspunsul. Și răspunsul va fi greu. Intrarea în biserică și căsătoria în biserică e de obicei asociată cu împlinirea voiei lui Dumnezeu. S-ar putea ca preotul sau pastorul să nu fie de acord cu asta. Unii preoți sunt, alții preoți nu sunt. În funcție de ce? Adică n-ar trebui să fie un ghid cumva, adică în Biblie sau undeva să... cumva rămâne la latitudinea lor, ceea ce nu mi se pare... Într-un fel da și într-un fel nu. Nu mi se pare corect. Dorința, ca să ca... deci dorința de a căuta binecuvântarea lui Dumnezeu, asta e bună. Deci, atenție. Dacă doi, ea e însărcinată și soțul zice, doamne, acum e adevărat, am fost împreună, avem un copil, vrem să ne căsătorim, suntem serioși. Aici e o problemă de consiliere, trebuie să aibă loc o consiliere, o stare de vorbă foarte serioasă. Măi, dacă voi vreți să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu și peste voi și peste viața nou creată a copilașului care n-are nicio vină, el o să vină pe lume așa ca floarea. E curat, ce să face? Știe el ce... s-au iubit sau nu s-au iubit, s-au fost serioși sau nu au fost serioși părinții. Dorința de a veni înaintea Dumnezeu și a cere binecuvântare este legitimă și a trebuit să-i dăm curs. Dacă ceremonia religioasă se va încheia într-o biserică sau nu, părerea mea că poate să fie o ceremonie religioasă de cererea binecuvântării, dacă ei își mărturisesc în prealabil păcatul, s-ar putea ieși din situația grea în care ei înșiși s-au băgat, se poate ieși printr-o căsătorie, mai puțin fast și nu neapărat în biserică, ca un fel de recunoaștere a greșelii. Dar problema este că doi care vor să ceară binecuvântarea Dumnezeu, chiar dacă au greșit, vor un lucru bun. Și atunci n-ar trebui refuzați. N-ar trebui refuzați. Rămâne de văzut cum înțelegem spațiul bisericii. Dacă poate sau nu cineva în situația asta să vină în spațiul bisericii, și aici nu ne băgăm pentru că e o varietate de păreri. Însă se poate organiza fie, dacă cineva acceptă, poate biserică, nu știu ce să zic, fie în altă parte, poate să fie la restaurant sau în aer liber, și tot să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu i-aș pune să îngenuncheze pe amândoi,
ca să fie clar că se supun lui Dumnezeu și că nu o duc într-o veselie, în sensul că ne-am și bucurat, am încălcat toate regulile și acum, Doamne, binecuvintează-ne. Nu, o leacă de smerenie, că nu strică, și pocăință, dar când cineva caută binecuvântarea lui Dumnezeu, asta e un lucru bun. Trebuie căutat, cerut și dat. Domnul iartă greșelile și îți dă ocazia. Asta e har, spre deosebire de altceva. Știm că se poate cununie civilă fără cununie religioasă. Dar de ce cununia religioasă nu se face fără cununia civilă? Și asta e o întrebare foarte grea. Și cum ați spus, pentru că prima e foarte importantă. De ce? Este exact mărturia în fața martorilor. Păi și în biserică, când merge, ai martori. Păi așa ar trebui să fie, numai că de la Revoluția Franceză ne-am ales cu două puncte de vedere pe care le-am păstrat mai ales sub comunism, pentru că comunismul a vrut să renunțe la religie. Dar în alte părți se zice așa, fie ofițerul stării civile, fie o persoană care e membru de vază și recunoscut cu autoritate în societate, ca să fie popă, pastor, capitan de navă, primar, cineva care reprezintă o comunitate. Ori în fața ofițerului stării civile, ori în fața acestor reprezentanți, căsătoria e căsătorie. Și ori o ține în biserică și ce a semnat pastorul, da, sau căsătorii, semnează și ei ca ofițer, rămâne așa. Deci, practic, ar trebui să avem o singură ceremonie și să avem diferite persoane care sunt investite. Noi trăim într-o situație ciudată, cu moșteniri comuniste, cu reflexe comuniste, și atunci ce în fața stării civile? Păi sigur că statul, ca formă maximă a comunității umane în care trăiești, zice, păi te-ai legat, trebuie să te legi în fața mea, că de aici urmează mai multe legi și să vedem cum le aplicăm. Și de-aia, fără aceea, nu se poate. E frumos să vrei să ceri și în comunitatea bisericii și să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu, dar cea mai tare este aia în fața statului, pentru că am recunoscut în fața tuturor și ea mă obligă față de legi. Păi mai tare statul decât Dumnezeu? Din punct de vedere al comunității sociale și al legilor, are tăria lui și n-am cum să o substitui. Dacă cineva se căsătorește numai la stat, cred că este luat foarte în serios de Dumnezeu. Dar va rămâne cu un semn de întrebare. De ce n-ai mers să ceri binecuvântarea specială? Era greu? Înaintea nu era o bucurie pentru toți în biserică? Dar dacă cineva vine în biserică, la noi în țară, dacă ar fi în altă țară, ar fi ok. Dar dacă vine la noi în țară și se căsătorește în biserică și n-a făcut-o la stat, suntem împotriva legilor statului. El nu și-a asumat responsabilitatea publică. Ori căsătoria este responsabilitate publică și responsabilitate față de Dumnezeu. Este un act social, public. Este căsătoria pentru totdeauna? Aici teologii au diverse păreri. Păi n-ar trebui să fie singura părere cea care e în Biblie? Eu din Biblie știu că o căsătorie ar trebui să fie pentru totdeauna. Un legământ făcut în fața Domnului ar trebui să fie încălcat. Okay. Cei doi când se leagă spun așa, până când moartea ne va despărți. Ok, deci și ce a legat Dumnezeu? Și ce a legat Dumnezeu, omul să nu desparte. Deci căsătoria cu siguranță este pentru toată viața de aici, până când moartea desparte. Deci e clar, lucrul ăsta e dincolo de orice discuție. Dacă căsătoria continuă după înviere, dacă e pentru veșnicie, rămâne de văzut. Domnul zice, Domnul Iisus într-o discuție despre înviere, zice, după înviere vor fi ca îngerii, nu se vor mai căsători. Ideea lui este că atunci nu se vor căsători, nu mai există relația, dar nu înseamnă că cei care au fost căsătoriți nu vor fi prieteni într-un mod absolut special, foarte aproape de căsătorie. Deci e posibil să spunem că căsătoria, când e făcută după voia Domnului, cred că va continua, dar nu neapărat cu relația intimă, sexuală și nu cu naștere de copii. Dar ea poate să continue în veșnicie, chiar în forma aceea angelică în care vom fi. Pentru că eu pot să spun foarte ușor, dacă cei care s-au iubit se vor recunoaște și dacă vom cunoaște și pe cei care nu i-am cunoscut, cum ar fi, o să mă întâlnesc cu Apostolul Pavel, o să știe că sper din toată inima să ne întâlnim și o să știu că e el, cu Domnul Iisus Hristos, atunci cum să nu ne întâlnim cunoaștem cu soții și soțiile. Deci, cred că căsătoria este clar un act care trebuie să funcționeze pe toată durata vieții omului sau a soțului a ei. Scuza că nepotrivire de caracter n-ar trebui să existe.
N-ar trebui să existe. Sunt motive de acest fel pentru divorț. N-ar trebui să existe dacă oamenii se iubesc și vor să descopere. După mine, dacă vor să descopere căsătoria, dragostea. Dragostea e ceva ce trebuie descoperit. Nu există doar când suntem frumoși și activi hormonal. Ci există și la 60 de ani când vrei să ajungi pe celălalt, mulțumești pe o viață întreagă asta lângă tine și atunci se probează dragostea. Nepotrivirea de caracter există întotdeauna. Deci, indiferent cine se căsătorește, undeva nu se potrivește la caracter. Ca să spună, păi zice, nu mă potrivesc la caracter. Păi zice, de ce te-ai căsătorit? Am crezut că ne potrivim. Păi așa era și la început. În unele lucruri vă potriveați și în alte lucruri nu vă potriveați. Păi, perioada de prietenie n-ar trebui să fie tocmai ca să vezi dacă te potrivești sau nu. Problema este să le ții în echilibru. Nu. Eu vreau să spun așa. Fiecare bărbat, fiecare femeie are calități și defecte. Chiar astăzi i-am învățat pe niște tineri logonici care vor să căsătorească și le-am zis, trebuie să ajungi să spui te iubesc pentru calitățile pe care le ai și în ciuda defectelor pe care le ai și vreau să petrec toată căsătoria cu tine. Toată viața cu tine. Asta e o declarație realistă pentru cineva care vrea să facă o căsătorie. Că vorbeam cumva de perioada aceasta de prietenie și de probă. Unii se căsătoresc înainte să se căsătorească. Adică trăiesc împreună. Da. Acea căsătorie cum ar veni de probă, concubinaj. Da. Cum este privit această legătură, această căsătorie între ghilimele de biserică și, bineînțeles, de Dumnezeu? Pare rău să o spun aici, sunt două puncte de vedere. Așa. Unul este că dacă s-au căsătorit de probă, s-ar putea ca totuși, adică să funcționeze și să se căsătorească. Funcționeze, Dumnezeu să ia în serios și dacă se vor părăsi, exact cum spune melodia aceea, Dumnezeu să-i dea pedeapsă cu iubește și lasă, știi? Deci Dumnezeu să fie serios și că, băi, voi a zis că e probă, eu am zis că e pe bune. Celălalt punct de vedere este, nu există căsătorie de probă. Și e o mare înșelare a oamenilor să creadă, pentru că nu există relație de probă. Ori intri cu tot sufletul și semnezi ce cu un alt, da, vreau să fiu cu această persoană, ori nu, pentru că ăsta e tipul de relație al căsătoriei. Te uiți mai înainte, dacă ne potrivim, dacă ne... la caracter, nu la viața intimă, că acolo te potrivești oricum biologic. Problema este dacă ne potrivim, aspirăm spre același lucru, avem aceleași valori, ne simțim bine, avem armonie intelectuală, avem armonie sentimentală, avem atracție fizică, avem ascultare de Dumnezeu, avem credință de Dumnezeu, atunci aveți și începi căsătoria. Dar se începe o căsătorie ca și cum un capitan de navă zice, mă duc cu vasul ăsta, dar vreau să fiu capitan numai de probă, în caz că se scufundă, eu fug și îi las pe toți să moară. Știți că una din cerințele etice capitanului navei este dacă cumva vasul se scufundă, toți pleacă, el rămâne ultimul. Dacă nimeni, riscul să moară. Adică asta înseamnă, cam asta e căsătoria. Deci cineva să spună, m-am căsătorit de probă. E o contradicție în termeni. Am crezut că a te căsători înseamnă să vrei cel puțin în intenție să mergi până așa. Dacă tu de la început începi cu proba, n-ai înțeles despre ce căsătorie. Aici, nu știu cum, aș vrea să dau un exemplu, să zic despre ceva care nu se poate lua cu probă, nu știu. Dar căsătoria cu siguranță nu se ia. Ori intri serios și închizi ușile și... E ca și cum cineva, știți, mai sunt istorisiri că s-au dus să cucerească o insulă sau o țară și au ars, grecii sau romanii au ars corăbile în spate și au zis, băi, ori o cucerim, ori o pierim. Cam așa este și în căsătorie. Nu zici, mă duc puțin, dacă e greu, nu știu ce, pac înapoi în vas și plecăm. Ai cuceritul Troiei. Ori luăm Troia, ori nu. Deci asta e căsătorie. Deci cineva n-are cum să spună, mă căsătoresc de probă. Păi ori te bagi, ori nu te bagi. Te bagi pe jumătate, sigur nu experimentezi căsătoria. Altceva. O păcăleală. Da. Mă uit cu supărare mare către ceas. Îmi permit să mai lungim puțin emisiunea cu 3-4 minute. Okay. Pentru că aș vrea să răspundem acestei frământări a tinerilor. Lor le este teamă de eșec. Ori că au avut un exemplu în familie, părinții au divorțat, ori prieteni apropiați, rude sau cineva pe care ei îl priveau ca exemplu, s-au trezit într-o zi că s-a despărțit. Soțul de soție, soția de soț, depinde. Și atunci li s-a creat o teamă în suflet, cum că dacă s-ar căsători și ar face acest pas destul de important, ar putea să treacă prin aceeași dramă. Ce putem să le spunem? Cum pot ei să-și câștige încrederea în relația pe care o au și să facă acest pas? Că sunt oameni care sunt în relație poate și de 10 ani. Și
practic ei sunt împreună, sunt ca și căsătoriți, dar de fapt nu sunt căsătoriți. Tocmai că le e teamă, dacă ne căsătorim, ce e o hârtie între noi, nimic nu se schimbă, dar pe de altă parte e rușinea despărțirii, a divorțului. Că o despărțire între doi prieteni nu e privită chiar așa. Na, ești prieten, dar când ești soț-soție, e altfel și e mult mai complicat oricum și despărțirea. Să răspund în trei puncte. Dacă cineva a avut un eșec în familie, chiar dacă ți-a fost prieten sau rudă, nu înseamnă că și tu vei avea eșec. Asta e primul răspuns. Deci merită să speri că la tine poate fi altfel. Doi, nu există căsătorie fără dificultăți. Este nenatural, e o poveste romantică, romane și în filme, nesprijinită de realitate, idealistă, naivă, să crezi că o căsătorie între doi oameni reali, nu între două picturi sau două legende sau visuri, nu are probleme. Ba da, oamenii sunt cu defecte și cu calități. De ce vor avea probleme? De aceea, dacă vrei să intri în căsătorie, fă bine și uite-te în manualul de căsătorie care este Biblia. Și în manualul planului Dumnezeu, unde poți să găsești sfaturi. Uite, așa sunt oamenii, pe aici găsești ei. Pe la ispitele astea, pe la nervii ăștia, pe la nemulțumirile astea, pe la geloziile astea. Și să iei dinainte hotărâri ca să asculți de Dumnezeu, să te rogi când apar probleme și cei doi să se iubească și când apar probleme, să știe să roage. Am un sfat pentru cei care se ceartă și au orgoliu prea tare de nu se pot ierta. Amândoi să pună genunchii jos în același timp să roage lui Dumnezeu. Că nu se pot ierta unul pe altul și tu ești mai grozav decât mine. Dar tu ce ai? Atunci hai de nepocăim amândoi înainte de Dumnezeu. Deci, uite-te la ce spune Dumnezeu, că Biblia are cuvânt important, înțelept despre natura umană și despre planul Dumnezeu. Și atunci poți să ai o căsătorie bună. Și mai era și al treilea punct, dar nu mai știu care e. Nu este niciun fel de problemă. Oricum, ceea ce ne-ați spus în această seară este apreciat de cei care ne-au urmărit și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cred că cel mai bun sfat, într-adevăr, acesta este să ne uităm în Biblie. Absolut. Este manualul cel mai bun al relațiilor, atât foarte viața realist, de familie, foarte bun, divin inspirat, folosește 100%, folosiți-l. Exact. Asta odată și să nu uităm că Dumnezeu este Cel care scrie povestea de dragoste a fiecăruia și a scris această carte minunată care ne dă cele mai bune lecții pentru viață. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Mâine la ora 20 vă aștept să punem sub lupă un alt subiect foarte interesant. Rămâneți pe A7 TV, vizitați-ne și site-ul a7tv.ro. Urmează Cornel Dărbășan cu știrea cea bună, așa că nu schimbați. Numai bine!